În baza legii 161/2003, Agenția Națională de Integritate ar putea decapita peste 108 primari. Majoritatea sunt declarați incompatibili pentru că s-ar afla în conflict de interese, reprezentând primăria în diverse societăți comerciale. Argeșul nu este exclus, 6 primari sunt în această situație până în acest moment. În cazul în care ANI ar retrage mandatele aleșilor locali, ar trebui organizate alegeri anticipate. Și aici apare intriga. Dacă urmărim succesiunea evenimentelor în politica de dreapta, alegerile anticipate ar fi binevenite pentru ei. În Argeș, spre exemplu, avem o vizită surpriză a președintelui Traian Băsescu la Ungheni și Costești. La nici 24 de ore se cere excluderea a 22 de primari care brusc se vor independenți și la câteva zile ia naștere Partidul Mișcarea Populară, care îl susține pe președinte și, mai mult, formațiunea nou înființată poate intra în eventuale alegeri anticipate. Cum de adepți Mișcarea Populară nu duce lipsă, alegerile sunt binevenite. La polul opus, premierul Victor Ponta încearcă să modifice legea care i-ar putea lăsa pe primar fără mandat și totodată declanșa alegerile anticipate. Ponta susține că, de fapt, numărul aleșilor locali care se află în această situație este mult mai mare, aproape jumătate dintre primari fiind incompatibili. El a adăugat că se va întâlni cu reprezentanții Comisiei Europene și ANI pentru a vedea cum poate modifica legea și astfel împiedica organizarea de noi alegeri. Dacă asistăm într-adevăr la o lege care merită să fie schimbată sau, din contră, la un joc politic unde miza este mare, rămâne de văzut.